Vremea se răcește în aproape toată țara, norii vor împărți cerul cu soarele și sunt șanse de ploaie în aproape toate regiunile. Meteorologii nu prognozează mai mult de 11 grade pe timpul nopții, în condițiile în care cerul este înnorat, continuă să plouă, iar vântul își face și el simțită prezența, accentuând senzația de rece. Vineri, ploile își mai fac apariția izolat. După un început de zi cu cer mai înnorat, soarele preia controlul asupra cerului și ridică mercurul în termometre spre valori normale pentru data din calendar, respectiv 17-18 grade Celsius. Vântul își mai face simțită prezența din când în când. Vineri, în Bolintin, Mihăile și Giurgiu se vor înregistra 18 grade, la Ghimpați, Hotarele, Izvoarele și Comana 17 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 22 de km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 752 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 1-3 cm, cota probabilă 5 cm. Umiditatea aerului va fi de 84%.